Ieri a fost ziua finalelor în Cupa Big a liceelor la fotbal. Competiția a reunit la start 8 echipe, iar cele mai bune s-au confruntat ieri seară la sala sporturilor din Deva. Finala mare a fost programată de la ora 20 între Colegiul Regina Maria Deva și Colegiul Tehnic Matei Corvin Hunedoara. Cele două echipe, oferindu-le celor peste 600 de susținători, un meci dramatic de o reală calitate, la meci fiind prezent și reprezentanții echipelor de vene din Liga 1 de futsal. Îmi place sportul în general, fotbalul în special. Încercăm să mai căutăm tinere talente. Se pare că mai vin din urmă. Mai trebuie puțin lucrat cu ei, dar e bine că totuși mai vin către sport, către futsal. Scorul a fost deschis în minutul 9 de Mitran pentru jucătorii de la Matei Corvin. Cei de la Colegiul Regina Maria repostează în minutul 14, înscriind prin opriș, printr-o fază fixă. Deși jocul s-a încins, nu s-a mai înscris până la pauză, scorul rămânând 1-1. În minutul 2 al reprizei secunde, hunedorenii profită de o bâlbâială a apărării de venilor și înscriu prin Andrei Robert, preluând conducerea pe tabela de marcaj. 8 minute înainte de final, cei de la Colegiul Pedagogic Regina Maria egalează prin același opriș, stabilind scorul final 2-2 după scurgerea timpului regulamentar. Campioana celei de-a 12-a ediție a Cupei Big a liceelor la fotbal s-a decis prin lovituri de la 10 metri pentru viitorii învățători, ratând chiar opriș marcatorul celor două goluri din timpul regulamentar. Deac, portarul celor de la Matei Corvin, stabilește campioana parând șutul lui Simedru. Astfel, trofeul celei de-a 12-a ediție a Cupei Big merge la Hunedoara. Majoritatea băieților de la Matei Corvin, care sunt la noi, sunt și la Corvinu, sunt la echipa de juniori a Corvinului și la clasa sportivă. Și de aceasta sunt marea majoritate ai Corvinului, să spunem, juniori ai Corvinului. Ca de fiecare dată când venim la această competiție, Big FM a fost organizată impecabil. S-a creat această emulație de foarte mulți ani, bineînțeles, suntem la 12-a ediție, asta spune foarte multe. O competiție reușită, unde au fost meciuri foarte frumoase, foarte disputate și cu foarte mult fair play. Felicit toate echipele care au participat la această competiție și sperăm să ne vedem și la anul sănătoși în aceeași formulă. Organizatorul și totodată inițiatorul competiției mulțumește publicului venit la meciurile dintre liceele hunedorene în acest an aniversar pentru turneu. Este ediția aniversară, cum tot anunțam, ediția cu numărul 12. Anul acesta absolvim liceul. E un an special atât pentru mine cât și pentru participanții la această competiție și le mulțumesc că au venit în număr așa de mare și spectatori. Am umplut din nou sala sporturilor din Deva, ceea ce nu poate decât să mă bucure. Suntem în Săptămâna Europeană a Sportului, facem mișcare, suntem activi. La Deva este spectacol, așadar, încă o dată. Și nu pot decât să îi felicit în același timp pe toți participanții, cele 8 licee care s-au înscris anul acesta în turneul nostru. Nu știu dacă neapărat din cauza Cupei Big sunt două echipe în Liga 1 aici la Deva, la fotbal în sală, dar cu siguranță printre jucătorii acestor echipe sunt fotbaliști care au jucat la Cupa Big, liceul la fotbal de-a lungul timpului și probabil să fie, dacă nu o rampă de lansare, Cupa Big, oricum cu siguranță a fost și va rămâne cea mai râvnită cupă pentru liceeni în ceea ce înseamnă fotbalul.